Ne bucurăm că e sabat, vă spun un bun venit tuturor, de departe, de aproape, și cei care ne ascultă, și să ajute Domnul să fie un sabat deosebit. În numele Domnului Hristos deschidem serviciul divin cu imnul 234, Sfânt Izvor Ceresc. Recunoștință, Tatăl nostru din ceruri, venim în fața Ta, aducându-ți mulțumirea noastră ca recunoștință pentru această săptămână care s-a scurs din viața noastră. Mâna Ta de Tată a fost întinsă asupra fiecare dintre noi și ne-am putut bucura, Doamne, de prezența Ta. Mulțumim că ne iubești și ne dorești salvarea fiecare dintre noi, de aceea ajută-ne să ne dăm seama de timpul pe care îl trăim, să ne apropiem mai mult de Tine și unii de alții și să ducem o viață curată în așa fel, încât să fim o binecuvântare pentru cei care ne înconjoară și să putem fi o lumină acolo unde ne-ai așezat. Amen. Mulțumim că ne putem bucura sabatul acesta la picioarele Tale. Amen. Dorim, Tatăl nostru, ca să binecuvintezi vasul de care te folosești în această seară și ajută ca cuvântul vieții să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Amen. Mulțumim în mod deosebit și pentru ploaia minunată care Tu ai oferit-o, Doamne. Dar te rugăm să ne ajuți ca și inimile noastre să fie pregătite pentru a primi ploaia Duhului Sfânt. Amin. Pentru încheierea lucrării Tale, să fim gata și să avem bucuria să participăm cu toți cei care Tu îi vei găsi cale să-i folosești în lucrare și să avem bucuria să ajungem acasă. Amin. Dorim să binecuvântești pe cei care sunt acasă, rămași, din diferite motive, dorim să binecuvântești pe cei care ne ascultă și ne urmăresc. Duhul Sfânt să ne miște inimile fiecare dintre noi și să ne bucurăm de cuvântul vieții. Amin. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.
Spun tuturor pacea Domnului și bine ați venit la casa Domnului. Vă felicit că ați ajuns vineri seara la adunare. E foarte greu să ajungi vineri seara la adunare. Foarte greu, foarte greu. Și sâmbătă după amiază iar e greu. S-a să mai vii și de la ora de rugăciune, iar e greu. De la 11 la 12, mai merge. Dragii mei, majoritatea mă cunoașteți și cunoașteți și pe părinți, că am fost întâmpinat, intrând aici în sălașul dumneavoastră, de persoane care mi-au spus, când te văd pe tine, parcă-l văd pe tata. Și mi-am adus aminte cum era pe atunci, când eram eu mic și părinții mei, tata a tot plecat, vinerea dimineață, se întorcea luni, mama cu patru copii, doi dimineață, doi după amiază, vinerea cu treburile, activitățile, știți cum, când făceam deschiderea sabatului, pica pe pat, parcă o văd, era și slăbuț așa, cum o știți. Stătea, cred că, două minute și spunea, hai copii, îmbrăcarea, plecăm la adunare. Mergeam, în Bacău locuiam. Mergeam jumătate de oră pe jos, 35-40 de minute, toți la adunare, deci serviciu divin, după aceea vreo oră jumate la repetiții de cor, mama era coristă. Și vreau să vă spun, știți cum venea mama acasă? Sărind într-un picior de bucurie. Era vindecată de toată oboseala de peste săptămână sau a zilei de vineri. A pus Domnul vindecare în ascultare de cuvântul său, în participare la serviciile divine. Vom discuta despre sfaturi de sănătate un pic mai încolo. Acum vreau să vă spun cu mare bucurie, sunt venit și cu soția Livia, și este aici în sală și vrea să cânte alături de mine. Și noi împreună cu dumneavoastră, până ajunge soția aici, vreau să vă spun ceva, e imnul 57. Da? În timp ce ne închinăm în fiecare sabat, Creatorul ne creează din nou. Cel care ne-a format ne reformează. Vedeți de ce ne simțim bine dacă venim la adunare uitând de... uitând de oboseală, uitând de griji și aruncându-ne în brațele Domnului nostru. Domnul Josh Howerton, pastor al Bisericii Baptiste Lake Point, Dallas, Texas, face următoarea observație. Sociologii care studiază nivelul de fericire al oamenilor au constatat că există un grup care sunt printre cei mai fericiți oameni. Aceștia sunt adventiștii de ziua șaptea. Acești oameni nu doar că sunt printre cei mai fericiți, dar ei și trăiesc în medie cu 11 ani mai mult decât majoritatea americanilor. Iată ce calcul face acest pastor. Media de vârstă a americanilor este de 77 de ani. Media de vârstă a adventiștilor este de 88 de ani. Deci cu 11 ani mai mult. De ce? Și pastorul începe să calculeze. În fiecare săptămână adventiștii îi dau lui Dumnezeu sâmbăta. În 77 de ani sunt 4015 zile de sabat pe care adventiștii le dau lui Dumnezeu. Pentru a transforma zilele în ani e simplu, 4015 împărțit la 365 dau exact 11 ani. Concluzia, Dumnezeu spune adventiștilor, pentru fiecare sabat pe care mi-o ofer mie, zi de sabat, așa, eu îți adaug o zi la vârsta ta, 4015 zile, egal 11 ani. Iată de ce adventiștii trăiesc mai mult, concluzionează pastorul Howerton. Vă întreb, nu este aceasta o minune? Dar Domnul ce a zis? Numai 11 ani, știți ce promite Domnul? În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Haideți să cântăm a mulțumire despre sabatul minunat al Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să vă salut și eu, mă bucur să vă văd. Sunt tare fericită că ați reușit să terminați treburile sau le-ați lăsat pentru mâine seară, pentru duminică și ați venit aici ca să ne întâlnim cu toții cu Dumnezeu. Să fiți binecuvântați și oful inimii dumneavoastră să fie așezat înaintea Lui, în așa fel încât El să-L preia și noi să putem primi toată binecuvântarea sabatului. Amen. Vă invit să cântăm cu toată inima. Oh,
valuri s-o prins, plângeți răglana, nu-i va pe niciun dușman. Sabatul stâng întinde mântuie, azi pentru noi Hristos s-a să apreciez corul pentru imnul înălțat la început, dinamic, pentru că și ritmul spune ceva în cadrul transmiterii mesajului. Cuvintele excepționale, de umblare cu Domnul. Vă mulțumesc din inimă. Haideți să cântăm și noi, știți cum? Ce că orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru cine? Păi dacă nu merită Domnul, haideți să o facem cu toată inima. Poftim? Pe măsură ce inspiratul apostol Ioan privea înălțimea, adâncimea și lărgimea iubirii lui Dumnezeu Tatăl față de lumea pierdută, era cuprins de adorare și venerație. Negăsind un limbaj mai potrivit în care să exprime măreția și gingășia acestei iubiri, el a chemat lumea întreagă să o privească. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Cu
toții. Bucuria iubirii ne ajută unii să dansăm până la cer în păr. Domnul, că cine face așa fericit, frânte Domnul și mari depărtări. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună, sfântarea iubului sfânt. Lasă orice durere, lasă orice gând rău, orice teamă s-ora și afar. Frânte pâinea în patru cu fratele tău, ne cântase în orice amar. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună sub mareva Duhului Sfânt. După ani de susțin, după luptă și timp, să iarăși urgeaza sa, arătându-ți spre casă, spre nouă cămin, și-ar ugi inima ta va cânta. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Amin. Mulțumesc din inimă. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care v-ați unit glasurile ca să aducem laudă, mulțumire și recunoștință Mântuitorului nostru. El ne poartă și știți ce spune Domnul prin profetul Isaia? V-am purtat și încă vreau să vă mai port casa lui Israel. Să ajute Domnul să mergem cu El, cu Cel care ne poartă și are o direcție, are o destinație pentru fiecare dintre noi. Acum când vrem să deschidem cartea, vă invit să plecăm capetele așa cum stăm. Tatăl nostru, aducem laudă și mulțumire că ne-ai adus în locașul de închinare. Casa ta se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele și iată-ne aici înaintea ta. Doamne, revarsă Duhul Sfânt pentru ca minunatul tău cuvânt să ajungă o sămânță în fiecare inimă și să ne schimbe potrivit chipului Mântuitorului, ca să te lăudăm și în veci prin Domnul Iisus. Amin. 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 Iubiții mei, am fost foarte bucuroși pentru că ultimele descoperiri științifice în materie de psihologie au adus, să spun, plus valoare autentică tratamentelor psihoterapeuților. Spuneam că voi continua cu sfaturi de sănătate și nu sunt medic, dar am citit această carte, care este și o carte de sănătate. Și vreau să vă spun că am auzit câteva sfaturi chiar de la o soră de-a noastră care fusese, eram într-o altă țară. Așa? Și a spus psihologul meu că trebuie de acum să mă mai gândesc și la mine, să mă mai debarasez de persoane toxice din jurul meu și să mai văd și eu de viața mea. Da, este și acesta un sfat. Nu vreau să-l comentez, ci vreau să aduc înaintea dumneavoastră ultimele descoperiri științifice în materie de psihologie, psihoterapie, dacă vreți. În țările cele mai dezvoltate, suicidul a ajuns la cote înalte și autoritățile, bineînțeles, în sfătuire cu acești oameni pregătiți, ce să mai facem ca oamenii să nu se mai sinucidă? Ce să mai facem? Depresie, care ultimul stadiu este sinuciderea. Ce să facem? Și știți ce au făcut? Au ajuns la valorile creștine și au spus, ridicați capele. Și au ridicat capele în orașe ca lumea să se ducă să se închine. Fiecare, cum în legea lui, cum vrea el, dar măcar să intre acolo să se închine. Și noi, copiii al lui Dumnezeu, avem șansa aceasta a unei terapii prezentate în cuvântul lui Dumnezeu de mii de ani prin Biblie și Spiritul Profetic și uneori să mă mai duc, să nu mă mai duc în seara asta, mai dau parcă suntem cam obosiți, las că o mergem mâine. Eram la Vatra Dornei, o familie cu copilași, e vreo
8 luni, o fetiță și un băiețel de vreo 3 ani, soțul și soția vineri seara acolo în adunare. Așa am mai felicitat și am zis, vai, felicitări, mai rar așa ceva. Nu, mă bucur de prezența dumneavoastră. Am auzit discuții, păi, frate, cum să vii, cu ăștia mici cum să vii? Dar poți cu ăștia mici? Dar nu poți cu ăștia. Poți sau nu poți? Păi depinde ce e acolo. În seara aceasta, dragii mei, și vreau să vă mai spun ceva, de când cu pandemia s-a întâmplat ceva. S-a spus că se vor schimba multe lucruri și slavă Domnului că s-au schimbat și în bine. Adică s-a studiat foarte mult cu ce se ridică imunitatea omului, cu ce se poate ridica, că s-a constatat că nici tratamentul și nici nu dau atât de mult rezultat dacă nu există în corp capacitatea cea lăsată de Dumnezeu, spunem noi, care să lupte împotriva bolii. Oamenii care au avut asociate multe, multe alte boli și mai ales un duh mâhnit, au capitulat, n-au putut merge mai departe. Și vreau să vă mai prezint un studiu în seara asta excepțional. Și anume, am dat titlul acestui mesaj, Bunătatea dă viață. Și de unde am luat ideea aceasta? Auziți dumneavoastră, bunătate, adică oameni buni. Nu voi citi toate versetele. Când discuția lui Avram cu Dumnezeu, da? La un moment dat Avram, robul lui Dumnezeu, spune, Doamne, da, poate să găsești 10 oameni buni acolo. 10 oameni buni. Și știți ce spune Domnul? Nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerului ca să vadă dacă este vreo unul bun. Îmi pare foarte rău, dar asta e constatarea și noi trebuie să recunoaștem. Dacă nu recunoaștem, nu ajungem la acea bunătate pe care o așteaptă Domnul de la noi și care nu e a noastră, tot a Lui este. Da? Se uită la... Și, dar nu-i niciunul măcar. Pentru că cel care dorește să ajungă bun și să fie bun, în primul rând se uită la model și după aceea încearcă să-l, sau caută, se străduiește prin harul lui Dumnezeu să-l copieze. Călcați pe urmele mele, cum spunea Pavel, că și eu calc pe urmele Domnului Iisus. A doua Samuel 9:3, împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Acesta este ținta. Și aș mai pune aici o întrebare. Dumneavoastră, e cam de acum, știți cum se spune, ghis ciupercă. Știți dumneavoastră care e cel mai important lucru în pregătirea noastră pentru ceruri, ca să fim gata, bine, Domnul? Cel mai important. Deci, păi, frate, dar trebuie profețiile să le cunoaștem. Da, foarte bine, dar nu pe primul loc. Când mi-aduc aminte de bunica, tata lui, mama lui tata Baciu, era necunoscătoare de carte. Dacă o întrebai de profeții, ridica din numeri. Dar vreau să vă spun că era moașa satului. Și pe toți îi slujea. Ziua și noaptea vineau la poartă și o chemau și venea spre ziua cu un ștergar acasă și cu nu știu mai ce de acolo, cu un săpun. Și țin minte că eram copil. Dragii mei, cel mai important lucru, l-am enunțat deja, este asemănarea cu Domnul, este caracterul format după chipul Mântuitorului nostru. Și la ce concluzie au ajuns savanții? Ca să poată ridica cel mai mult imunitatea. N-au găsit alte soluții, să știți. Debarasarea asta duce la egoism, adică trebuie la mine să mă gândesc. Dar psalmistul zice, dar ce rost are să te gândești la tine? Ce găsești bun acolo? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți-e umple fața de rușine. Nu tot la tine să privești, da? Au găsit cei care studiază psihologia. De fapt, ei știți ce fac? Descopere care sunt legile lăsate de Dumnezeu în corpul nostru. Asta fac și le împlinesc, da. Au găsit că sunt doi factori care ajută cel mai mult la ridicarea imunității. Eu l-aș pune pe primul loc încrederea în Dumnezeu, dar ei nu știu lucrul acesta. Așa au spus, cultivarea mulțumirii și a recunoștinței. Iar al doilea factor este filantropia. E un cuvânt grecesc, format din două, deci dragoste, prietenie, prima, filo, și apoi antroposi om. E scara lui Petru și ultima treaptă cu iubirea de față, dragostea de
dragostea de oameni, filantropia sau bunătatea, cum spunem noi. Și două facultăți. Da, e bine să aduc în atenție și textul din 1 Tesaloniceni 5:18, cultivarea mulțumirii, recunoștinței. Zice, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Cuvântul ne spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum ai putea să mulțumești chiar pentru toate? Dacă îmi vine o veste tristă, dar când ai necazuri, ce să faci atunci? Nu-i ușor. Știu, probabil sunt și aici în sală frați, surori care chiar acum trec. Cum să mulțumești lui Dumnezeu? Iubiții mei, nici o celulă din corpul uman nu te lasă să mulțumești lui Dumnezeu pentru necaz. Dar iluminarea Duhului Sfânt asupra minții noastre ne poate da acea putere, această putere. Am găsit un gând inspirat care spune, în inima în care locuiește Hristos, deasupra flutură steagul bucuriei. Deci numai Hristos în voi, nădejdea slavei. Fără El nu există așa ceva. Și când Domnul ne cere să mulțumim și ne sfătuiește, ne învață, este spre binele nostru. În momentul, soția mă întreabă, poți mulțumi lui Dumnezeu acum pentru asta? Știți, ea mă întreabă așa și cu milă, dar și ca să scoată din mine ce ar trebui să scoată. Și atunci nu-mi vine să zic, dar zic, da, pot să-i mulțumesc și chiar îi mulțumesc. Hai atunci să ne plecăm pe genunchi și să mulțumim Domnului. Dragii mei, faceți exercițiul acesta să vedeți cum puterea vrășmașului, puterea durerii și a suferinței se diminuează într-o clipă. Slavă ție, Doamne, când a mulțumit Iov lui Dumnezeu și a spus, am nădejde, am încredere, când a spus? În momentele cele mai grele, el spunea, îl voi vedea pe Dumnezeu ca un triumfător. Ce frumos, ce frumos, e la dispoziția noastră. Două facultăți din California și din Miami, au sigla lor aici pe ecran, așa, au împărțit studenții în trei grupe. Prima grupă, trebuia să scriem fiecare seară cuvinte de mulțumire, că am găsit loc ușor de parcare, că un profesor mi-a spus un cuvânt de apreciere, un coleg mi-a spus un cuvânt, m-a ajutat, orice lucru bun din ziua respectivă. 6 luni de zile urmează acest program. Al doua grupă, numai motive de nemulțumire, auziți? Păi, ce m-am sculat târziu, am întârziat la... Scrie-le alea acolo. Și așa mai departe, orice lucru negativ din ziua respectivă, notează-l acolo. Iar grupa a treia să scrie aleator, rele și bune. Li s-a făcut un control amănunțit la medical, la toți studenții și au zis dumneavoastră, dragii mei, după 6 luni de zile, studenții din prima grupă aveau un înalt nivel de bunăstare sufletească și mai puține boli fizice. Cuvântul lui Dumnezeu pus în practică este ca și cu zecimea. Rămân 9 părți, sunt binecuvântate. Rămân 10, nu vreau să spun mai departe, că știți. Deci, Domnul nu ne explică acolo din punct de vedere științific. Și așa mă doare când unii iau Biblia în mână, încep să vadă dacă corespunde cu... Știți ce, dragii mei? Ce nu corespunde cu ea, dați afară. Nu vă interesează. Ce nu corespunde cu ea. Nu probați pe ea după alte gândiri omenești. Eram la Onești, în timp ce spuneam câteva din ideile acestea. Acolo sunt două aripi de la balcon, așa până mai spre ambon. La minutele acele de rugăciune nu era nimeni la balcon decât sora Olteanu acolo și cu mască. Și după ce am terminat de spus aceste cuvinte, așa, sora tot ridica mâna și am spus, o cunoșteam bine, medic pensionar de mulți ani, prietenă cu mama mea. Și spuneți, sora Olteanu, ce vreți să ne spuneți? Frate Baciu, ceea ce a spus dumneavoastră este trăit de mine. Îmi pare rău, soțul meu n-a vrut să împărtășească, dar
Toată ziua, și el a închis ochii, a murit, în fine. Dar toată ziua eu laud pe Domnul și mulțumesc. Să vă mai spun ceva. Acum de Paști, era după Paști, au venit la mine copiii din Anglia, din Spania, din Franța, nepoții, s-au adunat toți. Și unul din ei a adus COVID și au îmbolnăvit pe toți. A trebuit să mă ocup și de unii și de alții care n-am mai putut. Am dat telefon la salvare, i-a luat la spital. Dar știți de ce stau aici și cu masca? N-am făcut test, dar precis am și eu microb, pentru că stând acolo între ei cu tusele lor și cu așa, nu se poate, dar de mine nu se prinde. Nu se prinde pentru că eu cânt și laud din toată inima pe Bunul Dumnezeu. Și vă mai spun ceva, săptămâna trecută am împlinit 90 de ani și laud pe Domnul și mulțumesc. Acum are vreo 92 de ani, nu știu precis, da, cu ajutorul Domnului. Și vă mai spun ceva. Pentru că spiritul profetic confirmă, dar ne spune mai în termenii noștri cei de azi. Și atenție, nimic nu exercită o influență mai mare pentru favorizarea sănătății sufletului și a trupului, nimic, rețineți, ca spiritul de recunoștință și de laudă la adresa lui Dumnezeu în primul rând, dar și unii față de alții. Este o datorie categorică aceea de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor și sentimentelor de nemulțumire, o datorie tot atât de mare ca acea datorie de a ne ruga. Amin, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Ne-a dat rețeta, o pune la dispoziția noastră. O folosim? Să ne grăbim spre ea, dragii mei. Să vă mai spun de studenții din a doua și din a treia grupă. Deci prima grupă era cu sănătatea așa sus față de cele două grupe. Grupa a doua și a treia nu se deosebeau prea mult. Și știți de ce? Studenții din grupa a treia au scris lucruri negative în mod voit, din grupa a treia au scris negative și pozitive, așa. Dar când s-a văzut raportul lor, ce conținea, credeți? Mai mult cuvinte de? Nemulțumire! Pentru că asta izvorăște de aici, din firea noastră. Cum spune Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Ce-i bun în mine nu-i de la mine, este de la Domnul. Și merg la cel de-al doilea, filantropia, dragostea de oameni. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viața. Slavă Domnului Iisus Hristos când ne-a dat acest verset. Două cazuri. Ce se întâmplă cu cel care se împietrește pentru el însuși, pentru egoismul lui? Nabal, când a auzit că ceva o da nevastă sa din bunurile lui, știți ce a făcut? A plesnit inima, a făcut implozie cardiacă și a murit. Iar celălalt să se culce și el liniștit și a crezut că este liniștit când își spune așa, de acum suflete ai adunat și ai. Ce contrast izbitor între marele dăruitor, între Domnul nostru Iisus Hristos, până și viața pentru dușmani a dat-o, și firea pământească, mai ales sub influența păcatului și a vrășmașului. Ce spun psihologii? A dat dovadă de amabilitate sau face un simplu gest de bunătate, nu doar că induce celor din jur o stare de bine în legătură cu ei înșiși, dar poate îmbunătăți sănătatea și oferi fericire emițătorului. Vreau să vă felicit ca biserică pentru acțiunile din penitenciar, pentru că am îmbrățișat-o pe sora Lenuța când am văzut-o pe hol. I-am adus aminte când eram la Focșani, de fratele Ionel nu mai vorbim, și alții, echipa, am cântat împreună și acolo. Dragii mei, și am văzut și clipul de la Tichilești. Nu știu de când ați mai fost sau așa, Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei, știți despre ce vorbesc acum? Vorbesc despre cultivarea bunătății personale. Că se organizează de biserică, că răspund, e foarte bine, dar motivele le cunoaște Dumnezeu. Ceea ce ar trebui noi, în lumina cuvântului, în frumusețea caracterului Domnului Iisus Hristos, să ne oglindim. Altruismul poate reduce în același timp riscul tulburărilor cognitive, poate ajuta să trăim mai mult. Bunătatea contribuie la dobândirea sentimentului de apartenență la o comunitate.
Contează extraordinar de mult când biserica anunță o masă comună. Eu mi-au geanta, plec, nu-mi trebuie. La fraților, da, soră, dar să rămâi și dumneavoastră aici, hai să ne bucurăm împreună. Nu. Hai să fim împreună. Domnul vrea ca împreună să ne ia împărăția cerului. Poți să spui, nu și în ziua aceea, acum da? Dar nu se poate lucrul acesta. Mai mult decât atât, donațiile, participarea la activități caritabile, reduc tensiunea arterială, ne ajută să avem o inimă mai sănătoasă. S-a făcut un experiment, s-au dat $40 pentru un grup ca să-i cheltuiască pentru, aveau hipertensiune, pentru cei săraci. Știți care a fost concluzia? Și ceilalți să consume pentru nevoile lor. Concluzia a fost că participanții care au folosit banii ca să ajute pe aproapele au avut o valoarea tensiunii mai scăzută la finalul celor 6 săptămâni de cercetare. De fapt, beneficiile obținute după astfel de activități sunt similare cu cele oferite de o dietă sănătoasă și de exercițiile fizice. Bunătatea, nu vreau să diminuez, e strict necesar ca să mâncăm ce trebuie și cât trebuie și să facem exercițiu fizic, dar aici e făcut o comparație ca să ne dăm noi seama ce înseamnă să cultivăm bunătatea, ce înseamnă să ne asemănăm cu Cel care dă. Dă mereu din darurile sale. Donațiile pot reduce și durerea. Există anumiți muguri în creierul nostru care emit acea senzație de durere. Ei sunt aproape instantaneu dezactivați când facem bine celui de lângă noi. Cercetătorii din Marea Britanie au ajuns la concluzia că atunci când suntem mai buni sau facem un gest caritabil, starea noastră de bine poate fi îmbunătățită doar în 3 zile. O, Doamne, ce rețete, ce terapie ai pus în cuvântul Tău și în maniera Ta de comportament față de noi. Un sfat din partea Domnului spre încheiere, să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Ai de unde da, starea sănătății. Vreau să vă întreb ceva, dar dacă eu nu-i aduc mulțumire lui Dumnezeu, eu știrbesc cu ceva din dumnezeirea Lui? Nu mai este El Dumnezeu dacă eu nu-i aduc mulțumire? Frații mei, dar ce e un fir de praf pe lângă infinit? Nu se compară. Cine are de pierdut dacă nu fac lucrul acesta? Cine are? Vă mulțumesc. Copiii, calea către Hristos, pagina 115. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie reprezentanți ai Domnului Hristos pentru a înfățișa tuturor bunătatea și mila lui Dumnezeu. Vreau să vă prezint în încheiere, în câteva minute, pe sora Matilda, de 105 ani, de la Loma Linda. Ei, sigur, a trecut la odihnă, dar atât avea în 2004, când a apărut Național Geographic și am găsit acolo despre ea. Un reporter de la Național, o doamnă de la Național Geographic o prezenta. A prezentat zonele verzi ale globului, Okinawa din Japonia, Sicilia din Italia și Loma Linda, California. Doamna aceasta, reporter, spune că am sunat-o și mi-a spus că s-o aștept la coafor. Când a intrat doamna Matilda zâmbitoare acolo, a spus, bună fetelor! Și fetele care erau, adică doamnele, așa, zice, hai vino că noi arătăm ca niște urangutane aici. O-ți fi bun urangutane, eu sunt fica regelui ceresc. Doamna, reporter, era pe un scaun acolo. Am așteptat-o, când am ieșit, i-am spus cine sunt, cum, da, știu, dacă ești și vrei să petreci cu mine o zi, trebuie să mergi unde merg eu, mi-a spus doamna Matilda, merg cu dumneavoastră. Când a urcat în mașină, parcă mergea mașina singură, pentru că era micuță de stat, așa, și mi-a spus, azi am în plan, am adunat de la biserică reviste și cărți ca să le duc la azilele de bătrâni, centre rezidențiale pentru oameni în vârstă, așa? Și vei merge cu mine. Da, merg cu dumneavoastră. Am mers la garaj la ea, am încărcat un portbagaj plin și doamna Matilda îmi spunea pe drum, toți cei de acolo sunt ca și fii sau nepoții mei. Dar dacă ei nu se pot deplasa, trebuie să le duc eu hrană cuvântul lui Dumnezeu. Doamna Matilda, care este secretul longevității dumneavoastră? Și a spus, în primul rând, încrederea în Dumnezeu.
Și în al doilea rând, mă întâlnesc cu prietenele mele de la biserică sâmbătă și nu mi-i de ajuns, mă mai întâlnesc de două ori pe săptămână, ca să facem planuri, cum am putea ajuta pe unii, pe alții. Și asta mă ține, pentru că îmi dă curaj și îmi dă satisfacție și bucurie. La 105 ani, sora Matilda declara, de 10 de ani m-am mulțumit cu mai puțin în viață. Nu m-am simțit niciodată mai în viață ca acum, a spus doamna Matilda în timp ce își completa ultimul desert cu o înghițitură de afine. Nu pot să cred că mi-a luat atât de mult să fac pasul acesta. Și apoi, chiar și pentru cineva care a trăit atât de mult ca mine, viața este scurtă, pentru că Domnul a pus în noi chiar și gândul veșniciei. Dumnezeu a uns cu putere, cu Duhul Sfânt pe Iisus din Nazaret, care făcea bine, mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Tu, dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. N-am avut timp să vă spun, deși am ceva, am cules câte ceva, ce se întâmplă în corpul nostru când nu adunăm și nu cultivăm bunătatea, ci invidia, ura, gelozia, vorbirea de rău, toate celelalte. Oricum vă spun, un om poate să adune în el atâta o travă cât ar omorâ nu știu câți oameni, dar tot corpul lui creează și anticorpi împotriva otrăvii și de-aia nu moare într-o clipă, dar se așează pe la ficat, pe la inimă, pe la... Da. Ce spune Domnul? Împarte-ți pâinea cu cel flământ. Adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta extraordinar va încolți repede. Nu vă luați după cei care spun că e o carte antică. Abia acum, așa, din ce în ce mai greu, dar savanții descopere că asta e cartea adevărului. Va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Hai, Narcis, vino, te rog frumos, cât poți de repede, că vreau înainte de cântarea corului să mai cântăm noi una care este exact pe subiectul acesta. Iubiții mei, haideți să luăm o hotărâre în seara aceasta. Cât mai putem lua hotărârea asta? Că vine vremea când hotărârile se iau mai greu. Da? Lăsăm la o parte nemulțumirea, lăsăm la o parte nerecunoștința, lăsăm la o parte invidia, ura, gelozia și ne umplem sufletul cu parfumul cerului. Ci că un om bun scoate lucruri bune din visteria, bună a inimii lui. Dar știți de ce scoate? Păi ce a pus acolo? Ce pui aia scoți? Unii nu pot scoate nimic bun. Știți de ce? Nu s-au ocupat să pună acolo. Haide prin harul Domnului. Poftim. Hai vină să cântăm împreună. Și cu dumneavoastră, cu siguranță. Aceasta este mesajul unui im vechi, de nu poți străbate marea ca un sol între păgâni, poți găsi și aici de lucru între ai tăi, între vecini. În alte cuvinte, adică fii o lumină unde ești. Oh,
Tomas Narcis, din toată inima. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Vă mai spun ceva, dragii mei. Evangelizarea care are succes astăzi. Evangelizarea care are succes astăzi este bunătatea exprimată de fiecare dintre noi. Dacă îi deschizi unui om Biblia, dacă încerci ca să, știți cum, dacă îi pus ceva acolo, când îi spus un cuvânt, când ai dat un îmbrățișare la un om descurajat, Domnul să ne ajute. Amin. Domnului Iisus Hristos, vom închide serviciul divin din seara aceasta cu cântarea 780, Să privim iubirea ce e în Iisus. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Pentru sabat, pentru că ai trimis pe fratele Baciu în locul nostru, ne-a prezentat problema bucuriei, a mulțumirii. Lucifer a fost nemulțumit, a pierdut cerul. Ajută-ne, Doamne, să nu imităm caracterul lui, să privim la bunătatea Ta care a arătat-o față de noi la Golgota. Amin. Tu ai spus, iartă-i că nu știu ce fac, ai primit batjocură, coroană, spini. Și acum, prin mijlocirea Ta, vrei să ne salvezi din neaja păcatului. Ajută-ne, Doamne, să fim mai mulțumitori, să avem fața întotdeauna bucuria mântuirii care ai dat-o tuturor celor care cred în Tine. Mărește-ne spiritul acesta de mulțumire. Trăim într-un veac când tot ce este în jurul nostru este nemulțumit. Ajută-ne să avem pace în suflet și bucuria mântuirii prin Domnul Hristos. Binecuvântă soțiile noastre, copiii, biserica, cei care conduc pământul, cei care conduc biserica, să fie pace și liniște și să ajut, Doamne, ca prin puterea cuvântului Tău să ne transformăm viețile așa cum dorești Tu. Amin. Tu ai spus în cuvântul Tău că nimeni neprietenos și sociabil nu va intra în împărăția Ta. Amin. Chiar dacă știm multe lucruri, ajută-ne să cădem zdrobiți la piciorul crucii și să putem deschide inima și să fim plini de bunătatea Ta. Amin. Încrezători că ne ierți, că ne asculți, că ne iubești mai departe, că vii curând, că ne pregătim lucruri minunate, îți slăvim numele și îți mulțumim prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Dragostea lui e dar.